Nu părăsiți incinta. Dacă tot ați intrat pe canal, sper că nu din întâmplare. Probleme importante de discutat și astăzi. Cum se face cea mai bună zacuscă? Aici aflăm. Ce viteză prinde un cărucior cu rotile pentru persoane cu dizabilități? Tot aici o să dezbatem problema. Legătura dintre Bacovia și școala online din zilele noastre. Tot aici o să discutăm. V-am făcut curioși suficient? Atunci să intrăm în miejii problemelor. Mulțumesc pentru abonare, clopoțelul sună frumos, știm că dacă e joi la 10, intră și Bendea pe canalul său să ne mai spună ceva. Păi da, că și voi îmi spuneți în comentarii, pentru care vă mulțumesc, că din comentarii, din reacții și din ce zic eu, să naște țesătura poveștii. Omenirea întreagă, dacă nu avea povești, nu rezista. Acum o să vedem, în mileniul ăsta al treilea, ce povești ne mai salvează ca să ne ducă în mileniul 4. Dar despre asta vom vorbi pe la mileniul 3 jumate. Așadar, se face centură metropolitană a Clujului. Ei, e un pic acum, suntem și noi invidioși că s-au dat în folosință metroul de la București, 7 km făcuți în 9 ani, e extraordinar. Pe vremuri Ceaușescu spunea că cincinalul să facem 4 ani jumate. Acum un amărât de metro, o stație, se construiește în 9 ani, nu contează. Chiar am văzut acolo când s-a tăiat panglica, s-a tăiat cu frică, nu cumva să fie foarfeca prea mare și să mai tai un kilometru din linia de metro. Apropo, oare ori lăsat-o liberă pe protestatara Sparanghel? Știți, protestatara aia care noaptea e videochatistă și ziua protestatară, ziua susține statul de drept și alte lucruri bune? Aia cu, o știți cu Sparanghelul, cum o cheamă? O cheamă cumva. Cred că numai au amendat-o, că a strigat ceva după Iohannis și Iohannis s-a uitat la ea. Nu mă uit la videocet, iar Sparanghelul nu mai spune nimic. Dui lui Merkel. În fine, deci se face centură ocolitoare pentru Cluj-Napoca. Adică dacă aveți treabă în zonele limitrofe, să nu mai intrați în Cluj-Napoca, să mergeți frumos pe centură. Normal, fiind în Ardeal și cu centura asta o să avem de așteptat. Dar vestea bună e că proiectanții au făcut la ea 20 de noduri. Cred că a venit un pic Cătălin Botezatu, a văzut planul centrului metropolitan și a zis stop, aici vrea o bretea, aici vrea o notă, mamă, nu arată nicicum. Ați văzut că în România șoselele, drumurile, parcă sunt făcute de creator vestimentar, nu sunt făcute de șantieriști, de ingineri adevărați. 20 de noduri are centura. Vă dați seama că, ardelen fiind, o să mergem din nod în nod, din giratoriu în giratoriu. O să ne învârtim în cerc și o să fie bine că nu mai părăsim incinta. Cu viteză moderată. L-ați văzut, domnule, pe premierul nostru drag? Ludovic Orban, Ladavic, cum îi zice soacră mea. Ladavic din filmul în care juca Louis de Funès și avea numele de Ludovic. Și așa zice soacră mea că nevasta din filmul cu de Funès îl striga pe de Funès Ladavic, Ladavic Orbanic. Obosit, obosit de la servici. Acum e cu pliantele, împărțea pliante. Nu știu, n-am reținut în ce zonă și vede pe un bătrânel, pe un domn cu barbă colilie, îl vede într-o chestie mecanică automoto. Lui imediat i-o fi sărit ideea că se uită la ăștia pe internet sau la televizor, la Discovery sau la alte canale, ăștia care își tunează motocicletele, că unii n-au motocicletă de mers, au dita mai garsonieră pe două roate. Așa. Și l-a văzut pe acel domn, domnul Orban, și a zis, ce faci? Bine, l-a bătut pe omă și zice, cât prinde la oră? Cât de însevraș să fii sau cum să zic, nu știu, să-l întreb un om cu probleme fizice de sănătate, să-l întreb, bă, cât îți prinde căruțul la oră? Nu vrei să te dai pe linia nouă de metrou, că nu mai știu ce să facă să-și scoată în evidență realizările, care nu sunt toate ale lor, dar totuși să întreb un om cu probleme, să-l întreb cât îți prinde căruciorul la oră, nu vrei să te împring eu, nu vrei să te tractezi, nu vrei să ți-l dau șofer pe șoferul lui Bode să mai depășiți coloane pe contrasens și să tăiați linia dublă continuă? Hă? Hai de capul meu, sărac Orban, atâta poate, atâta zice, în campanie dus de cap, măcar e sănătos. Sănătos, așa, în aparență, că meme Stoica și încă vreo câțiva jucători de la FCSB a zăzut. Îți spus la păstrare că pandevirusul e o pandelovit și pe pande ei. Becali care zice că
el care vorbește direct cu Dumnezeu, și dacă el vorbește cu Dumnezeu, nu se întâmplă nimic pe rază de nu știu câte zeci și sute de kilometri. Dacă el se roagă, dacă merge la biserică, nu mai e nevoie de atâta igienă, adică faci distanțare, dar te rogi. Și dacă te rogi, care Dumnezeu, practic, te dacă mărți unul, adică Dumnezeu te protejează, adică nu te lasă el să faci mala asta, ți-arici? Becali încă e sănătos, bine, mersi, dar staful și niște jucători sunt puțin la păstrare, la izolare. Și replica magnatului a venit. Voia celui de sus. Păi, așa ziceau și dacii și romanii și noi, în continuare, voia. Da, ziceam despre zacuscă, da? După ce am pus bulionul, zacusca trebuie un pic discutată. Ce punem? Ca de obicei, vinete, ceapă, gogoșari și ardei capia. Grijă mare, e foarte bine dacă înainte, dar ia mult timp, gogoșare și ardei capia, îi coacem. Că dacă îi dăm direct în mașina de tocat, nu are gustul ăla. Deși, nu, dacă mai pui și flori de dafin, foi de dafin, numai bine sănătatea. Juniorul lucrează la renovări puternic, dar nu la renovări, la muzee, la palate. Arhitectura au terminat, sculptor. I-am și zis că are probleme socra la colonă. Nu poate să-i facă ceva în formă de coloana lui Brâncuș. Mai vorbim. Da, dar totuși, ce mai bagi în zacusca aia ca să fie secretul gospodinei, vine în ajutorul nostru solista Angela Rusu din zona Podișului Transilvaniei. O știți. O știți că a lansat atâtea hituri de... Și ea ce spune? Că în zacuscă pune și două lingurițe într-o porție. Ies vă 14 borcanașe înfiletate. Bine, poate nu mai spargi chiar atunci ca cel mai ciudat ți se întâmplă. Ori crapă dacă bași prea cald, ori nu ești atent și să tosănește de celălalt și unul crapă așa pe aia nervi. Aia nervi. Că mai bine nu mânci o lună. Da. Și doamna Angela Rusu, doamna solistă, zice că ea pune două lingurițe de miere și un pic de scorțișoară în zacuscă. Toate șogorițele ori gustat zacusca mea și le-o plăcut tare tare că am pus ceva special oare că am pus eu miere în ie s-or lins pe degetuțele mă zacuscă cu scorțișoare când mănâncă badea moare. Lai, lai, la, nu știu ce să zic. Aici vreau comentarii, vreau păreri, vreau... E greu. Bună de te linși pe degete, dar nu de la miere. Dar parcă... Nu, cum ar fi să pui stafide între gogonelele murate? Poate pentru unii cu gusturi mai... Nu? Cum ar fi să... Să pui piper în pălincă? Aia ar fi bine. Iarna când îi de fiert și ca să treacă microbii, merge. Da. Ajungem la Bacovia, născut în 1881, chiar într-o zi de 17 septembrie. Bacovia, da? Poetul ăsta trist, năcăjit. Care e legătura cu școala de acum? Păi este că în orașul Isaccea, cu doi de câ, din Tulcea, elevii vor învăța timp de vreo două luni în capela mortuară a orașului. Fantome, vrăjitoare, moroi. Mamă, nu mă duc la școală, că mi-e frică. Vine strigoiul din cavou. Păi da, Bacovia scrisese liceu cimitir al tinereții mele și ăștia au ajuns să învețe chiar lângă cimitir, în capela mortuară. Profesori, pedanți, examene grele, liceu, cimitir al tinereții mele. Vedeți cum s-a adeveresc cuvintele poeților? Limba noastră e o comoară, în adâncuri infundată, că cine o mai ia acum? Cine o are la suprafață să vorbească frumos? S-a adeverește. Liceu, cimitir al tinereții mele. Săracii elevi merg cu frică în capela mortoară și în pauze mai trag și câte o cântare. Doamne, odihnește pe oaia cea pierdută. Acum nu știu câți or să urmeze calea teologiei dintre elevii care învață în capela mortoară. Vedeți că în România se găsesc soluții, doamne. Dacă ai suficiente cimitire, poți să rezolvi și problema școlii. Da, problema videoului am rezolvat-o astăzi.
așa că ne dăm întâlnire mâine de la aceeași oră pentru a discuta subiectele ultimei zile din această săptămână. Nicu Bendea vă salută și vă mulțumește de clopoțire.